paralizie cerebrală anoxică, leucomalacie și tetrapareză spastică. Par termeni extrași din dicționarele medicale, însă familia lui Philip le cunoaște efectele. Băiatul lor nu poate sta în fundule, ci nu poate merge pe propriile picioare. Philip poate recupera într-un an, poate recupera în 5 ani. Nimeni nu știe cât timp durează terapia sau în câți ani va recupera. Noi sperăm ca el să recupereze cât mai repede și să meargă cât mai repede. Băiatul a urmat o serie de tratamente la Sibiu, terapii prin care a reușit să facă un progres și poate să se târască. Următorul pas este o operație la Chișinău în valoare de 1850 de euro. Spectacol ce are ca scop strângerea de fonduri pentru micuțul Philip Dorovăț, suferă de tetrapareză spastică și are nevoie de operație la Chișinău de 1850 de euro. Gălățenii talentați au depus eforturi pentru ca spectacolul caritabil pentru micuțul Philip să fie reușit, iar publicul a făcut donații pentru a-l ajuta pe copil. Pentru familie, clipele cumplite încă nu s-au sfârșit, căci Philip are nevoie de un întreg tratament pentru a-și reveni, pe care va fi nevoit să îl urmeze toată viața. Pentru tratamentul lui, banii sunt mulți. Nu avem o sumă fixă pe care să spunem trebuie atâți bani. Deocamdată avem nevoie de banii pe care îmi trebuiesc pentru operația de la Chișinău. Această operație nu se poate face și în România? Din câte știm, noi nu. Este un medic care vine de la Chișinău, aici în Galați, se face consultația, iar operația are loc la Chișinău. Și ați aflat cam cât v-ar trebui pentru... Pentru operația de acolo, ne trebuiesc 1850 de euro. Filip o să fie mulțumit că nu o să se facă mare, o să crească mare și sănătos. Doresc să fie cel mai bucuros copil din acest, din acest spectacol. Grația plenă.